Subiectul de astăzi este unul extrem de delicat. Și asta pentru că el contravine unui instinct, unui impuls profund care ne definește ca indivizi. Și anume acela de a dori să ne fie mai bine. Iar această dorință de mai bine se translatează amplificat de 8 miliarde de ori la nivelul întregii specii. Dar există și o vorbă care zice că mai binele e dușmanul binelui. Și există o contradicție elementară și fundamentală în paradigma asta a creșterii continue și infinite, de economie vorbesc, pe o planetă cu resurse finite. Anul trecut se profilau semnele sumbre ale unei crize. Spre finalul lui 2022, inflația o luase razna, piețele începeau să dea semne de neliniște și scădere și lumea parcă se ghemuia pentru impact. Doar că prefigurata criza a fost evitată și planeta s-a întors la business as usual. Ce înseamnă însă business as usual? Că, de exemplu, ExxonMobil, Shell sau Chevron au raportat profituri anuale colosale, all-time highs, în ordinea numerelor de pe tricou, 56, 40, respectiv 37 de miliarde de dolari pe an. Profit! Iar acest joie de vivre, acest puu liniștitor, se regăsește și în prognoza Fondului Monetar Internațional pentru perioada următoare. GDP-ul global va crește cu aproape 3% anul ăsta. Inflația se așteaptă să se stabilizeze la puțin peste 6%, față de aproape 9% cât prognozaseră în octombrie anul trecut, iar redeschiderea Chinei după COVID va impulsiona din nou cererea și implicit economia globală. Economia Europei s-a dovedit și ea rezilientă în contextul războiului de aciulea din vecini și în ciuda prețurilor crescute la energie. Year on year, economia Europei a crescut cu 2% în trimestrul 4 al anului trecut, iar GDP-ul zonei euro cu 3,5% de-a lungul întregului 2022. Inflația s-a calmat și ea cât de cât, iar FMI-ul mai zice că până și economia Rusiei va crește anul ăsta cu 0,3%. Deci, 2023, conform acestor prognoze, de unde se aștepta să fie de criză, va fi un an încă și mai bun decât precedentul. Dar ce înseamnă acest mai bun și cum se traduce asta pe termen lung? Well, există voci din ce în ce mai numeroase și mai zgomotoase care spun că societățile trebuie să decidă. Vrem un GDP în continuă creștere sau un viitor? Și asta pentru că din ce în ce mai multe studii serioase și riguroase arată că nu le putem avea pe amândouă. Hai să studiem un pic argumentul ăsta și să vedem dacă stă în picioare. Secolul trecut, alimentat puternic de combustibil fosil și de toate invențiile tehnologice care au profitat de energia asta multă și ieftină, a permis, în ciuda tuturor războaielor și nenorocirilor care l-au marcat, o explozie economică fără precedent în istoria omenirii. Probabil toate celelalte secole cumulate de la Sumer încoace nu însumează bunăstarea și puterea economică a secolului trecut. Dar indiscutabil, toată această euforie a prosperității a dus la un impact asupra planetei la fel de lipsit de precedent. Conform studiilor și statisticilor acceptate până și de către sceptici, dacă ar fi să păstrăm actualul ritm industrial și agricol de dezvoltare, acesta depășește cu circa 3 pătrimi capacitatea planetei de a supraviețui fără daune pe termen lung. Tradusă în cuvinte simple, această statistică înseamnă că mai avem nevoie de aproape încă o planetă identică pentru a susține pe un termen mai lung actualul ritm de creștere. Bun, dar ce se aude cu povestea aia cu înlocuirea combustibililor fosili și energiei poluante cu soluții verzi? Adică nu vine tehnologia să salveze ziua? Bă, ci că nu. Deci care ar fi statusul în momentul ăsta? Păi, de exemplu, în America, administrația Biden a implementat deja acel extrem de discutat Inflation Reduction Act, IRA, și la 9 luni după ce l-a trecut prin Congres, rezultatele ci că ar fi foarte bune. Sectorul privat s-a mișcat mult peste așteptări în a genera energie curată, în a construi baterii și în a dezvolta tehnologii care să reducă gazele de seră. Dar fiți atenți că e interesant ce zic adepții ăștia din ce în ce mai mulți și mai vocali ai ponderației. Ei zic că asta este doar o parte a problemei, că argumentul este ipocrit și că în realitate procesul ăsta de dezvoltare de soluții alternative de energie verde nu merge invers în timp pentru a compensa daunele produse deja de arderea de combustibili fosili de-a lungul la mai bine de un secol. Și mai nasol, nu le compensează nici măcar pe cele pe care acest consum de energie murdară le produce în mod continuu chiar acum, as we speak. Mai spun și că toate aceste așa zise eforturi intens mediatizate de a vopsi gardul în verde sunt chiar periculoase, folosind chiar ca o distragere de la lipsa reală de acțiune.
Cu alte cuvinte, un soi de praf în ochii publicului, așa încât acesta să doarmă liniștit, cum că, domne, iată, se acționează, se iau măsuri, când în realitate se face de fapt prea puțin și prea târziu, în timp ce industria energetică, petrolieră sau whatever, își vede de viață. Adică business as usual. Și maica își zice că au dreptate dacă este să ne luăm după raportările cu care chiar am început acest video. Cifrele de profit ale celor trei mari companii petroliere pe care le dădeam drept exemplu. Păi cum rămâne deci cu deplasarea spre verde, dacă e să folosesc o paralelă cu deplasarea galaxiilor din astronomie, dacă ăștia raportează profituri record? Deci cum e? E clar o contradicție aici. Cât de verzi sunt deci de fapt politicile statelor dacă băieții ăștia se scaldă în lovele și afacerile merg mai bine ca oricând? Pentru că, revenind la exemplul concret dat mai înainte, cel legat de IRA, adică de politicile verzi ale americanilor, dar care, credeți-mă, e valabil pentru toți ceilalți, aceste politici n-au fost însoțite și de unele paralele de reducerea consumului și activității în partea ilaltă. Tricky, nu? Adică pe lângă Inflation and Reduction Act, wow, ce drăguț, administrația Biden a dat și alte legi care au extins durata de viață a centralelor pe cărbune sau gaz, atât timp cât acestea își captează emisiile de dioxid de carbon și le injectează, de exemplu, în vechi puțuri petroliere. Dar asta nu înseamnă că ai rupt-o cu trecutul, e vrăjeală. Mai mult, operatorii de astfel de centrale producătoare de energie, care vor face asta, vor primi și subvenții eco din partea guvernului și încă un bonus binevenit, aceste injecții vor permite respectivilor operatori și aducerea la suprafață a resturilor de petrol aflate acolo, care până acum eludaseră metodele tradiționale de extracție. Tare de tot, nu? Asta ca să nu mai zicem despre subvențiile directe în acest sector, care se cifrează undeva între 10 și 50 de miliarde de dolari anual, în funcție de contextul economic, bla bla bla. Toate astea, puse la un loc, nu fac decât să extindă mult în viitor lifespan-ul, durata de viață a acestor mijloace tradiționale de producție a energiei. Și acum hai să aruncăm o privire înspre cealaltă față a problemei, cea verde, care conform unui număr din ce în ce mai mare de analize și rapoarte, nu este de fapt atât de verde. De ce? Păi cantitatea enormă de resurse noi pe care le presupune acest shift, această schimbare de paradigmă înspre așa numita energie verde, ar putea produce și ea daune încă și mai ireparabile. Este vorba despre cursa asta nebună a securizării de minerale, de extragerea acestora și de construirea unei noi infrastructuri în care în momentul ăsta sunt angrenate pe viață și pe moarte toate marile economii ale lumii. Ați auzit probabil nu odată cum China controlează nu știu ce litiu sau cum BMW a cumpărat nu știu ce mină ca să poată să-și securizeze producția de baterii și tot așa. Cantitățile colosale de minerale pe care le presupune producția bateriilor pentru mașinile electrice, de exemplu, atunci când acestea din urmă vor deveni cu adevărat de masă, precum și o rețea de încărcare vastă și omniprezentă care să rivalizeze cu rețelele actuale de benzinării, înseamnă un efort ecologic ale cărui consecințe nici măcar nu le putem intui încă. Dar bănuim totuși ceva, știți că mai scriu câte unii dintre voi prin comentarii. Dar să vedem când pe stradă nu vor fi 100, 1000, 10.000 de mașini electrice, ci milioane. Hai să vedem ce se întâmplă atunci cu rețelele și cu consumul de energie. Corect, nu? Se va întâmpla sau nu așa? Nu știm încă, pentru că nu avem vreun glob de sticlă, dar cred că suntem de acord că întrebarea este legitimă. Ceea ce spun adepții ăștia ai ponderației este de fapt următoarea chestie. Că dacă targetul este o înlocuire 1 la 1 a actualei dimensiuni economice bazate pe petrol, gaz și cărbune cu una electrică, atunci we're f***ed. Și da, ăsta e targetul. Pentru că problema, spun ei, nu este atât fundamentul, sursa de energie propriu-zisă pe care se bazează întreaga economie globală, ci economia globală însăși. Și mai zic ei că ceea ce se va întâmpla este că excesul de carbon și toate otrăvurile actuale care se scurg în venele acestei planete vor fi doar înlocuite cu alte otrăvuri pe bază de alte substanțe chimice. They have a point. Și de-aia cred că au oarece dreptate când spun că nimic nu poate crește la nesfârșit și dacă ne asumăm o astfel de creștere, ar trebui să ne asumăm și absența unui viitor pentru generațiile următoare. Dar mai interesantă mi se pare însă ideea asta la început șoptită, dar care văd că devine din ce în ce mai zgomotoasă, că o creștere verde la dimensiuni planetare s-ar putea dovedi la fel de periculoasă precum cea de acum. Desigur, poate vor sări unii acum să mă întrebe, bine, bine, și ce alternativă propui? Ia, ia, poate ești tu mai deștept. Bă, nu sunt. Treaba și meseria mea este doar să observ și să analizez. Dacă aș fi avut un răspuns la aceste probleme, eram probabil președintele Statelor Unite sau Elon Musk, dar nu e cazul.
Problema cu creșterea verde este în primul și în primul rând că deocamdată este doar o ipoteză. Iar ipotezele sunt acele chestii care încă n-au fost validate de o verificare. Validarea sau invalidarea urmând a se întâmpla în viitor. Iar când verificarea asta se întâmplă la scară planetară, riscurile sunt pe măsură. Știți, există o poantă foarte mișto pe tema asta a ipotezelor pe care le asumă economiștii. Asta apropo și de prognozele de la începutul acestui video. Ci că pe o insulă naufragează un geolog, un fizician și un economist. Și tot ce au putut salva de pe vasul naufragiat a fost o conservă de supă. Doar că n-o puteau desface. Așa că geologul zice, hai să o zdrobim de o piatră. No, zice fizicianul, o încălzim până explodează. La care economistul spune, băieți, nu facem decât să o risipim. Ceea ce vă propun eu este doar să presupunem că avem un desfăcător de conserve. Așa și cu ipoteza asta a creșterii continue, doar că pe verde. Ea ne face să credem că o creștere economică infinită ar putea fi făcută în mod ecologic, adică imposibilul ar fi posibil. Sigur, fiind o conjectură pe care doar viitorul o va putea verifica, hai să zicem că ar fi posibilă. Doar că faptele de până acum arată fără dubiu că niciodată în istoria omenirii o dezvoltare economică masivă pe arii geografice întinse și pe durate lungi nu s-a putut face fără impact de mediu. Deci, inductiv vorbind, adică bazându-ne pe ce știm deja că se întâmplă în astfel de scenarii, șansele să nu funcționeze sau să producă daune la fel de mari sau încă și mai mari sunt semnificative. Cu alte cuvinte, nu prea sunt scenarii realiste în care o astfel de revoluție economică, fie ea și verde, ar putea susține o creștere economică globală de 2% pe an, să zicem, fără extracție excesivă de resurse și fără poluare și fără gaze de seră, chiar și în condițiile unei eficiențe sporite a utilizării respectivelor materii prime. Așa că iată, problema nu este legată doar de decarbonizarea creșterii economice, ci de însăși ideea asta a creșterii continue. Asta ca să nu mai zic că și într-un scenariu realist, a produce mai multă bogăție cu aceleași emisii nu înseamnă a reduce emisiile, așa cum o mai dă de gard Uniunea Europeană. Sigur, eu nu sunt vreun ecologist fanatic, dar trebuie să admit că argumentele astea ale acestui curent care cere ponderarea creșterii economice stau în picioare. Au sens. Și vreau să vă mai zic o chestie care iar m-a pus pe gânduri. În ultimii 30 de ani, singurele perioade, singurele intervaluri în care s-a înregistrat o scădere a ratelor emisiilor de dioxid de carbon au fost între 2008 și 2014 și 2020-2021. Perioade care coincid cu, da, ați ghicit, cu criza economică de la finalul primului deceniu din secolul ăsta și cu pandemia de COVID. Otherwise, politicile de reducere a emisiilor par să nu fi avut vreun efect măsurabil. Și acum, înainte de a încheia această primă parte, hai să mai dezbatem un argument. Oponenții ponderației economice spun că setarea unor targeturi și politici drastice de temperare a creșterii ar fi echivalente cu o recesiune. Oare? O inversare deliberată și bine plănuită a trendului, spun ceilalți, este nu doar posibilă, ci și dezirabilă. De ce? Argumentul este unul corect și interesant. Ei zic așa. O decelerare și o descreștere controlată ar presupune un singur lucru, și anume o distribuție mai echitabilă a resurselor. Atât. Iar ăsta, credeți-mă, nu este comunism. Absolut deloc. Cu alte cuvinte, aceste politici trebuie să se asigure doar de faptul că fiecare are destul și doar să prevină producția, consumul și acumularea în exces. Mamă, periculoase idei, dar nonetheless de bun simț. Dar ceea ce contrazic ele este însăși dogma asta quasi-religioasă că dacă nu crește GDP-ul, asta va afecta în mod fundamental bunăstarea tuturor și calitatea vieții fiecăruia. Nu chiar. Sunt destule studii care arată faptul că odată ce nevoile esențiale ale oamenilor sunt rezolvate și acoperite, un GDP și mai mare nu adaugă prea mult la fericire sau satisfacție. Ăsta este un aspect. Și apoi mai este încă unul, și mai sensibil, acela al distribuției acestei bogății. Ok, ni se spune că avem nevoie de creștere economică continuă, year on year, dar cum se redistribuie tot acest surplus acumulat an de an? Acum chiar că am fluierat în biserică. Păi hai să vedem. Anul trecut, în Statele Unite, cel mai bogat stat al planetei din punct de vedere macroeconomic și cu cel mai mare GDP din istorie, 1% dintre băștinași deținea o treime din bogăție, în vreme ce alți 50% dintre respectivii băștinași, mai exact jumătatea de jos a topului, deținea doar 3% din acea bogăție. O distribuție extrem de echitabilă, nu? Cu alte cuvinte, ca să ducem raționamentul până la capăt, întrebarea este asta. Cine beneficiază deci de creșterea asta continuă? Adică unde se duce tot surplusul acumulat an de an
decenii de-a rândul. O statistică foarte recentă, culmea, a Federal Reserve, arăta că după criza din 2008, adică în doar 15 ani, cele mai bogate 10% au acumulat de 75 de ori mai mult decât cele mai sărace 50. Știți, pe principiul ăla că bogații vor fi și mai bogați și aia săraci și mai săraci. Uitați-vă nu doar o dată la graficul ăsta, ci de 100 de ori. Trebuie să te chiorăști rău de tot ca să vezi linia aia de așa zisă creștere pentru jumătate din populația celui mai bogat stat al planetei. De prima oară am crezut că e chiar axa X de la grafic, jur, e aia de jos de tot. Și acum speța devine cu adevărat interesantă. Indiferent pe cine ai întreba și indiferent cât de inechitabil s-ar distribui bogăția, în orice țară dezvoltată din lumea asta, inclusiv aia cei mai săraci și mai oropsiți, vor face atac de panică dacă ataci ideea asta de creștere economică infinită. De ce? Pentru că așa am fost învățați. Știi cum este asta? Este precum ideea de colonialism de la sălbatic, care acum ni se pare abominabilă. Și totuși, această idee de colonialism, zic, a fost coloana vertebrală a Europei mai bine de 500 de ani. Ia să fi întrebat un spaniol, un englez sau un francez acum 300 de ani dacă e bun sau nu colonialismul. Cel mai probabil ți-ar fi spart fața direct. Adică era ceea ce se numește perspectiva dominantă. Și desigur, din punctul de vedere al Europei de atunci, era o chestie foarte bună. Adică ce să nu fie bine când se fura din toată Africa și Asia ca în codru, cu codru cu tot, sau că belgienii schilodeau pe amărâția prin Congo, mă gândesc la înfiorătoarea Heart of Darkness a lui Conrad, ce să fie rău în faptul că englezii vindeau milioane de sclavi în America sau că spaniolilor li se scufundau corăbile sub povara aurului furat din America de Sud și mânjit cu sângele altor milioane de victime. Adică ce să nu fie bine în asta? Doar Europa prospera, nu? Dar și atunci, ca și acum, de fapt nu Europa prospera, ci unii din Europa prosperau. Capete încoronate, acționarii marilor companii comerciale, so on and so forth. Deci, până la urmă, este doar o chestie de perspectivă. Cu alte cuvinte, în tot ceea ce spun adepții ăștia ai ponderației economice, nu este atât despre descreșterea propriu-zisă a economiei globale actuale, buhuhu, care îi sperie până și pe cei mai săraci, ci doar despre micșorarea acumulării bogăției în interiorul acelorași elite, despre micșorarea apropierii muncii și resurselor naturale pe nimica toată, despre micșorarea risipei și a supraproducției și nu despre acele bunuri și servicii care ar asigura o viață decentă pentru cei mai mulți. Atât. Dar mamă, cât e de greu. Deci, ca de obicei, situația este mult mai complexă decât pare la o primă și superficială vedere în care am fost dresați de când ne naștem. A, și am mai fost învățați încă ceva. Dincolo de realitățile astea macroeconomice legate de creștere și acumulare, noi înșine, grosul, majoritatea, în ciuda resurselor noastre limitate, am fost dresați să aspirăm la cei mai nou și mai strălucitor pentru a asigura, de fapt, rostogolirea bulgărelui. Dar, tehnic vorbind, chiar e necesar, fie și din perspectiva calității și a performanțelor efective, să ai ultimul telefon lansat? Păi vă zic eu că nu. Iar în partea a doua a acestui video am să vă arăt cum un telefon poate fi același de anul trecut și totuși perfect potrivit și adaptat momentului, adică vechi și totuși nou. Acesta este Huawei Nova 11 Pro, cel mai nou smartphone din clasa medie superioară a producătorului. Anul trecut, prin septembrie, am avut ocazia să mă joc cu versiunea anterioară, adică Nova 10 Pro, așa că pot face o comparație în mințile ei între cele două, în deplină cunoștință de cauză. Și voi răspunde și câtorva întrebări. Ce e nou la ăsta? Care sunt punctele forte și capitolele unde telefonul stă mai puțin bine? Și nu în ultimul rând, merită să ți-l cumperi. Hai să vedem. Designul este unul dintre principalele aspecte îmbunătățite la acest nou Nova. Voi începe deci cu diferențele. La lansare, Nova 11 Pro vine cu un spate din piele vegană, pe verde sau negru, care arată excelent. Este o schimbare de efect care face ca telefonul să arate fresh, elegant și foarte diferit de trendul tradițional. Designul modulului de camere păstrează aceeași temă, însă nu mai este la fel de bling ca în cazul lui Nova 10 Pro, lucru care, în opinia mea, e de bine. Poziția blitzului s-a modificat și ea, fiind acum pe aceeași axă cu camera principală. E clar că la Nova 11 Pro, designerii au vrut să mute focusul de pe modulul de camere pe materialul și textura spatelui, acum din piele ecologică și cu sigla Nova embosată. S-a păstrat monograma specifică acestei serii, ba chiar acum iese mai bine în evidență, mulțumită texturii mate a spatelui. În rest, designul este foarte asemănător cu cel al lui Nova 10 Pro, iar dimensiunile și greutatea s-au păstrat aproape identice.
Pe față avem aceleași camere selfie foarte bune, ca și pe Nova 10 Pro, un senzor wide de 60 de megapixeli și unul de 8 megapixeli pentru portrete cu zoom. Poziționarea lor este aceeași, deci îți va fi aproape imposibil să deosebești cele două telefoane dacă le privești doar din față. Senzorul de amprentă este tot sub ecran, iar ecranul a rămas și el același, cel puțin din perspectiva specificațiilor, un OLED cu diagonala de 6,78 inci, cu rezoluție 1200x2652 de pixeli, 1 miliard de culori, 120 de Hz și HDR 10. Cu o luminozitate maximă măsurată de aproape 900 de niți, ecranul ăsta al lui Nova 11 Pro este perfect utilizabil și în condiții de lumină puternică. Există însă și o deosebire față de modelul anterior și una notabilă, aș zice. Nova 11 Pro are sticlă dintr-aia cu un lun de protecție a ecranului, adică telefonul va fi mai rezistent la lovituri, dar din păcate nu există și protecție certificată la apă sau praf. Așezarea și dimensiunile butoanelor și celorlalte elemente s-au păstrat de la modelul 10 Pro, adică volum și power sunt la locul lor pe partea dreaptă, portul de încărcare USB-C și sertarul pentru SIM sunt în partea inferioară, iar difuzoarele stereo sunt firește, sus și jos, as usual. Telefonul vine și cu folie preaplicată, cu o husă de protecție transparentă și cu noul încărcător de 100 de W alături de cablul USB-C aferent. Din punct de vedere al conținutului pachetului, chiar nu am nimic de reproșat, consider că ăsta este minimul necesar pentru un smartphone mid-range în ziua de azi. Iar încărcătorul ăsta ultra-rapid e chiar un bonus interesant. Per total, Nova 11 Pro este un progres clar din punct de vedere al designului față de modelul anterior. Mi-ar fi plăcut să văd și o certificare de rezistență la apă și praf, dar spatele ăsta frumos și sticla de pe ecran sunt două lucruri care adaugă valoare unui astfel de dispozitiv mid-range. Nota mea pentru design și construcție ar fi un 9. Dar să vorbim un pic și despre specificațiile tehnice ale acestui nou dispozitiv. Am pus accentul pe nou pentru a evidenția de fapt o practică generalizată în ultima vreme la nivelul acestor dispozitive mid-range și low-end pe la mai toți producătorii. Și anume expresia aceeași mărie cu altă pălărie. Fie că vorbim despre Huawei sau Samsung sau Oppo sau orice alt producător, progresul la nivel de performanțe în ultima vreme pentru dispozitivele astea din zona medie și low este minim. De exemplu, Samsung A52 și A53 aveau cam aceleași performanțe, iar A54, deși vine ca un upgrade, are un chipset care de-abia acum poate fi numit cât de cât de mijloc, acel Exynos 1380. Și în acest context, poate o să o înghițiți mai ușor pasta. Nova 11 Pro vine cu exact același chipset ca Nova 10 Pro, un Snapdragon 778G. Construit pe tehnologie de 6 nano, chipsetul este unul suficient pentru un mid-range, nu însă și pentru un telefon care se vrea special în acest segment. Performanțele lui Nova 11 Pro sunt similare cu ale unui A54, cu al său Exynos 1380. Problema apare însă când compari prețurile. Nova 11 Pro este cu aproape 50% mai scump decât A54. Sigur, sunt alte lucruri care încearcă să justifice diferența asta de preț, dar în mod cert, chipsetul nu este unul dintre ele. Nici nu știu pe cine să fiu mai supărat. Pe Samsung, că au acces la cele mai noi tehnologii, dar au ales să nu pună în A54 un chipset mai performant decât acel Exynos 1380, sau pe Huawei, care, ok, nu mai au acces la cele mai proaspete chipseturi, dar au ales să poziționeze Nova 11 Pro în felul și la prețul ăsta. Deci ca să comparăm mere cu mere, A54 de 256, deci echivalent cu ăsta, că ăsta nu are versiune de 128, este 2000 de lei, în vreme ce Nova 11 Pro este 3000. Voi mai vorbi despre preț și poziționare spre final, dar momentan hai să revenim la specificații și rezultate. Și acum jocul zilei. Observați diferențele la specificații între cele două telefoane? Nu? Nici noi. Mă rog, în afară de camera principală, dar am să vorbesc și despre asta imediat. Până atunci, să vă delectez cu niște rezultate în teste. Începem cu Geekbench, unde scorurile lui Nova 11 Pro sunt șocant, știu, identice cu ale versiunii anterioare. Am testat telefonul atât în Geekbench 5.1, cât și cu cea mai nouă versiune, adică 6.0. Am efectuat și testele subsistemului grafic, unde rezultatele sunt similare cu ale lui Nova 10 Pro și ale mai vechiului Samsung Galaxy A53. Toate testele astea au fost făcute cu Performance Mode activat pe Nova 11 Pro din meniul Battery din setări, pentru a da cât mai multe șanse chipsetului. Am încercat și câteva teste cu acest mod dezactivat, iar diferențele se observă în special în testele single core, unde scorul a fost cu aproximativ 10% mai mic. Concluziile zic eu că sunt destul de clare, mai ales că avem în tabel și oferta concurenței. În segmentul mid-range, performanțele sunt foarte apropiate. Aș mai completa eu și foarte îndepărtate de cele ale flagship killerelor, care se apropie periculos de mult
de prețul acestui Nova 11 Pro. Dar pentru un utilizator normal, ce înseamnă toate cifrele astea? Contează ele vreun pic sau contează de fapt cum se mișcă telefonul în utilizarea normală? Majoritatea utilizatorilor de telefoane mobile nu sunt impresionați de un scor în Geekbench, dar vor sesiza imediat când se deschide mai greu camera sau nu scrollează cum trebuie în browser. Aici pot spune însă că Nova 11 Pro e ok atât timp cât nu e vorba de jocuri cu setări grafice ridicate. Interfața se mișcă bine, ajutată de rata mare de refresh a ecranului, iar comenzile nu au întârzieri în execuție. Și mai am o veste bună. Pe partea de răcire, Nova 11 Pro stă foarte bine. Nu s-a încălzit câtuși de puțin în testele sintetice, iar în jocuri nici atât. Am rulat 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, iar rezultatul a fost excelent, cu o stabilitate de aproape 100%. Să trecem acum la baterie și voi începe cu o afirmație pe care am făcut-o chiar înainte să testez telefonul. Cu siguranță bateria lui Nova 11 Pro ține la fel de mult ca a lui 10 Pro. Păi și de ce n-ar face-o? Același chipset, aceeași baterie, ecranul e la fel, doar niște optimizări de soft ar putea să-l avantajeze pe 11 Pro. În realitate însă, autonomia lui 11 Pro este parcă o idee mai mare, dar diferențele sunt prea mici ca să le consider relevante. Oricum, la o utilizare moderată, 2 zile de funcționare sunt perfect posibile. În testul PC Mark Work 3.0 Battery Life, telefonul nu a impresionat, reușind să reziste doar 10 ore și 40 de minute. Pun însă această discrepanță, adică rezultatul bun în utilizare versus unul mai slab în testul sintetic, pe seama scenariului de utilizare. În viața reală, telefonul stă mult în standby, fapt ce reduce drastic consumul, iar un chipset care este optimizat pentru funcționarea în standby va avea rezultate foarte bune. Totuși, imediat ce chipsetul este pus la treabă în mod susținut, bateria se descarcă văzând cu ochii, lucru pe care l-am sesizat nu doar cu ajutorul testului, ci și în perioadele când aveam treabă pe telefon. Concluzia: dacă utilizezi telefonul în mod frecvent și pentru sarcini intense, nu te aștepta la cine știe ce autonomie, dar pentru un utilizator normal, Nova 11 Pro este o alegere foarte ok din acest punct de vedere. Și dacă tot am vorbit despre autonomie, hai să zicem și despre încărcare. În primul rând, din câte îmi pot da seama, Nova 11 Pro nu mai are funcția aia de reverse wireless charging pe care o avea 10 Pro. Asta reduce probabil costurile și greutatea, dar pentru mine este un mare plus să-mi pot încărca ceasul din telefon în cazuri de urgență. Cât despre încărcarea telefonului în sine, Huawei se laudă cu 60% încărcare în 10 minute și 100% în 20 de minute. Poate din cauza temperaturii mai mari, că na, e vară, sau poate din cauza altor setări, eu n-am reușit să mă apropii de valorile astea. Telefonul se încarcă în aproximativ același timp ca Nova 10 Pro și înainte să săriți în comentarii, da, am folosit funcția Supercharge apăsând lung pe ecran. Acestea fiind zise, performanțele lui 11 Pro m-au impresionat în aceeași măsură în care au făcut-o și cele ale versiunii anterioare, adică nu prea. Și acum, camerele. Din punct de vedere al specificațiilor acestora, deosebirile între 10 Pro și 11 Pro sunt doar la nivel de cameră principală. Mai exact, 11 Pro folosește alte lentile, posibil și alt senzor pentru camera wide, iar camera numărul 3 de adâncime, utilizată pe 10 Pro, a fost înlocuită cu un senzor laser cu aceeași funcție, adică de a detecta adâncimea cadrului. Altfel, avem aceleași specificații, cu un senzor ultra-wide de 8 megapixeli, ce e folosit și pentru poze macro, și cu aceleași camere de selfie ca la modelul anterior. În cazul acestora din urmă, nu-i rău deloc, pentru că fotografiile pe care 11 Pro le face cu camerele selfie sunt excepționale, mult peste media clasei. Situația stă bine și în cazul camerei principale de pe spate, care face și ea niște poze extrem de bune. Din păcate, camera ultra-wide a rămas tot mediocră, cu un balans de alb diferit de al camerei wide și un nivel de detaliu specific unui senzor de doar 8 megapixeli. Dar asta zic eu că e o boală a întregii categorii din care face parte și telefonul ăsta. Filmarea este, cum ar zice englezul, a mixed bag, nivelul de detaliu, culorile, gama dinamică sunt toate foarte bune, dar stabilizarea electronică este pe alocuri nenaturală și cu deformări ale imaginii. Nova 11 Pro poate filma 4K cu până la 30 fps, dar recomandarea mea ar fi să filmezi totuși 1080p la 60 de cadre pe secundă. Una peste alta este un sistem bun de camere, cel puțin pentru segmentul din care face parte. Mă refer aici, desigur, la camera principală și la sistemul de camere pentru selfie. Și ca să terminăm cu camerele, interfața acestora este ușor de utilizat și se mișcă bine, iar calitatea imaginilor capturate este un pic peste Nova 10 Pro. Nota mea la acest capitol, aceeași ca la modelul anterior, adică un 8,5.
Bun, și ultima, dar nu cea din urmă, experiența în utilizare. Cunoscând bine modelul anterior, știam deja la ce să mă aștept și de la ăsta. În primul rând, Nova 11 Pro este mai arătos în realitate decât în poze și consider că designerii au făcut alegerea corectă, reducând nivelul de bling al modulului de camere. Pielea ecologică embosată se simte excelent la atingere și face ca telefonul să fie foarte aderent. În continuare, îmi place grosimea mică a acestui smartphone. Amplasarea senzorului de amprentă este una foarte potrivită, senzor care este și foarte precis, by the way, și m-am simțit ca acasă utilizând EMUI 13. Telefonul este dual SIM și n-am întâlnit niciun fel de problemă cu semnalul sau în timpul convorbirilor. Poate că mi-aș fi dorit un volum maxim ceva mai ridicat pentru difuzor în timpul convorbirilor, pentru a contracara gălăgia din jur. Pe partea de redare medie, Nova 11 Pro strălucește, difuzoarele stereo se aud excelent pentru un mid-range, ecranul OLED are o rezoluție foarte bună pentru dimensiunea lui și unghiuri de vizualizare foarte largi, iar redarea conținutului a fost flawless. În gaming, atât timp cât îți limitezi așteptările, experiența va fi la fel de bună. Subsistemul grafic nu este cel mai performant, dar 90% dintre jocurile de telefon nu vor reprezenta o problemă. Asphalt 9, de exemplu, a rulat foarte ok, fără întreruperi, iar calitatea imaginii a fost blană. În plus, cum ziceam și în secțiunea dedicată performanțelor, telefonul nu se încălzește aproape deloc, grație sistemului îmbunătățit de răcire și faptului că Snapdragon 778G nu este oricum un chipset prea fierbinte. Per total, experiența cu Nova 11 Pro a fost una bună. Față de 10 Pro, aspectul este îmbunătățit, sticla aia Kunlun îl face mai robust, iar imaginile capturate sunt în continuare printre cele mai bune din clasă. Totuși, și n-am de ce să o spun altfel decât pe șleau, telefonul este al dracului de scump pentru ceea ce este. La lansare, Nova 11 Pro costă numai puțin de 3200 de lei și chiar dacă momentan ai un cod de reducere care mai scade prețul cu 200 de lei, impactul psihologic al unui astfel de scor este, zic eu, important. Dacă te uiți pe la retaileri, poți găsi Xiaomi 12X, Motorola Edge 40 și Samsung Galaxy S22 la prețuri mai mici decât ale lui Nova 11 Pro. Toate enumerate mai devreme, mai puțin S22, sunt flagship killers cu o putere de procesare mult peste ce oferă Nova 11 Pro, iar S22, chiar dacă mai vechi, este totuși un flagship pur sânge. La unii retaileri am văzut chiar o ofertă de Galaxy S23 la un preț foarte apropiat de cel al telefonului testat astăzi. Și mă scuzați, dar singurul capitol unde Nova 11 Pro l-ar putea bate pe S23 ar fi autonomia bateriei. În rest, nu prea există comparație. Dacă îți dorești totuși, dintr-un motiv sau altul, un mid-ranger, ai Galaxy A54 la vreo 17-1800 și, mai important, Nova 10 Pro are un preț de 2300 de lei. O așa diferență pentru niște îmbunătățiri constructive și cosmetice, plus o cameră principală ceva mai bună, nu pare o afacere prea grozavă. Ok, Nova 10 Pro o să dispară probabil din magazine în scurt timp și poate în acel moment prețul lui 11 Pro își va veni în simțiri și în mințile lui, dar până atunci nu-l pot recomanda decât dacă te-ai îndrăgostit iremediabil de spatele ăsta îmbrăcat în piele. Din nou, nu spun că telefonul în sine nu e ce trebuie, e ok și e foarte echilibrat, dar la fel este și Nova 10 Pro la un preț semnificativ mai bun. Savvy. Sau poate sunt eu prea cârcotaș și atunci hai voi cu algoritmul în comentarii și corectați-mă. Cum vi se pare vouă Nova 11 Pro? Care sunt după voi calitățile și defectele acestui model, făcând chiar abstracție de preț, deși știu că e greu. Și în ultimul rând, ca să adresăm și prima parte a acestui video, încotro vi se pare vouă că se îndreaptă lucrurile astea legate de consum și creștere? Abia aștept să vă citesc opiniile și dacă tot sunteți în zonă, abonați-vă pe canal, nu? A, era să uit. Am promis în comentarii că voi face publică această erată. Am spus în precedentul meu clip, cel pe subiectul Netflix și al celorlalte servicii de streaming, că seria Alien nu e disponibilă pe niciuna dintre cele 4 platforme pe care eu le plătesc lunar. Iar câțiva dintre voi m-ați corectat, spunând că există pe Disney Plus. Așa e, mea culpa. Aveți dreptate, la momentul la care am căutat eu, n-am observat că ale mele fete schimbaseră profilul pe Disney Plus cu al lor, iar pe al lor anumite producții sunt limitate pe motiv de age rating. Deci da, Alien este pe Disney Plus. În rest, rămâne tot cum am stabilit. Hai, baftă vouă tuturor!